Am început să pun chiedere pe mașină, pe capota față, pe uși, urmează să pun și la portbagaj și nu din cauza zgomotului generat la viteză, pentru că merg doar în oraș cu mașina și nu neapărat mă deranjează gălăgia. În schimb, mizeria e crunt cu ea. În special, mizeria care se adună în partea de jos pe prag și nu doar pe prag, mizeria începe din partea asta de undeva în sus și se duce în jos, se acumulează foarte, foarte multă mizerie. Cei care aveți Spring știți problema asta. Pentru capota față am folosit un cheder profil P pe care l-am pus pe toată lungimea părții din față și am coborât și pe lateral, dar nu de tot, ci doar până la anumit punct, până unde se termină și această tablă din partea aceasta. S-a redus considerabil praful care se adună în interior, evident nu închide de tot, nici nu mă așteptam să fie etanș și să nu mai mi-ajungă frunze în interior, să nu mai fie praf. Ideea este că s-a redus considerabil. Singurul dezavantaj pe care l-am găsit până acum, în momentul în care bagi mâna să poți deschide capota, să dai siguranța la o parte, te lovești de acest cheder cumva și te incomodează, dar nu este nimic tragic. Pentru ușile spate am folosit același cheder profil în formă de P, pe care l-am pus exact de unde se termină chederul original și am coborât în jos și m-am dus până înspre în față. Am lăsat doar aceste trei găuri pe unde trebuie să se scurgă apa din uși. Nu este 100% etanș. Încă mai ajunge praf pe acolo, dar diferența de praf care se adună acolo este considerabilă. Pe ușa față am pus doar din partea de sus până undeva în zona aceasta. Aici nu închide bine, degeaba încerc să pun acest profil pentru că nu etanșează cum trebuie. Iar în partea de jos, exact ca și în spate, am pus pe toată lungimea și am lăsat aceleași trei găuri de scurgere. Pentru această bucată de ușă care ar trebui să etanșeze pe ușa spate, am folosit un profil în formă de D. Aici am făcut o greșeală, sunt două variante, D mare și D mic. Eu am ales varianta D mare și este un pic cam mare, deși etanșează foarte bine aici, arată foarte bine, pare că este original acolo, dar întâmpină o mică problemă. Totuși, nu știu dacă este neapărat problema acestui cheder, că este D mare sau dacă aș fi pus D mic ar fi fost mai în regulă. Ideea este că oricum chederele ce le-am pus nu închid 100% etanș. Evident că mai ajunge mizerie, se poate vedea că avem mizerie pe aici, dar este considerabil redusă. Bun, problema pe care am întâmpinat-o, în momentul în care vrei să închizi ușa, nu se mai închide ușor. Trebuie să dai mai tare un pic cu ea. Dar avantajul este că a dispărut sunetul acela de conservă, chiar dacă dai mai tare cu ea. Problema asta cu închisul nu apare dacă dau geamul jos, pentru că eu zic că este o chestie de proiectare, ceva au proiectat greșit și nu se evacuează aerul suficient de repede atunci când închizi ușa. Pentru că în momentul în care am deschis geamul, nici nu trebuie să dau tare cu ușa. Se închide foarte ușor. Efectiv, nici nu trebuie să împing de ea. Îi dau doar, bine, nici chiar așa. Nu se ducă din greutatea ei. Doar un pic o împingi și se închide fără niciun fel de problemă. Mă disperă și la portbagaj. În partea asta de sus și aici undeva se adună foarte multă mizerie. Distanța între capota, portbagaj și plafon aici este foarte mare și este loc să intre o grămadă de mizerie. Am avut parcată mașina vreo săptămână, ceva de genul sub un pom,
Și am găsit aici numai frunze și crenguțe și cum a plouat toate s-au adunat, o mare parte din ele s-au adunat în partea asta și în partea asta. Hai să încerc să scot tripla cu o singură mână. Uite că am reușit. Ia uite-te ce se adună aici. Deci mi se pare o mega tâmpenie. Deci este foarte, foarte prost gândită partea asta aici. Deci este o grămadă de mizerie care se adună aici. Nici vreau să-mi imaginez ce este sub această aripă. Ba, văd. Uite, sunt crenguțe, doar că nu prea am eu cu ce să le scot de acolo. Ba da, uite că am reușit. Ia uite-te. O crenguță. Sigur sunt mai multe care se scurg încolo, în jos. Deci este nebunie modul cum au proiectat. Așa că o să vreau să pun cel puțin în partea asta de aici de sus. Este un profil în formă de Z pe care vreau să-l lipesc în partea asta de sus, ca atunci când închid portbagajul, nu cred că se vede, să îmi etanșeze chederul de pe capotă pe bucata asta de plafon. O să cobor și în partea din jos cu un cheder, nu știu exact cât, până la un moment dat o să fac niște simulări, o să mai încerc cu să combin acest profil în formă de Z și acest profil în formă de P, dar nu am să mă duc până jos de tot, pentru că vreau ca în partea de jos să se evacueze apa și eventuala mizerie care se scurge. Am scos chederul din partea de sus pentru că mi este mai ușor să spăl, să degresez toată zona aia. Și ia uitați-vă aici câtă mizerie s-a adunat în partea asta de sus unde este chederul. Deci este groaznic. Ia uite, iau așa un pic cu degetul. Deci e groaznic. Partea asta de sus, de aici de undeva, de unde este această bucată de mastic, până în partea cealaltă, în același loc, vreau să pun acel profil Z. O să fie interesant să o pun dintr-o singură bucată, pentru că unul la mână nu am loc pe aici, de aceste balamale, mă încurcă furtunul de la ștergătoare, instalație electrică și încă o balama. De altfel, hai că amortizoarele astea n-ar fi chiar așa o problemă. Să fie interesant. Nu este chiar atât de tragic, dar ar ajuta foarte mult dacă ți-ar ține cineva capota un pic înclinată ca să îți mărească spațiul aici între balama și capotă. Poți să pui mult mai ușor. Aici în partea unde sunt balamalele se deformează un pic chederul când este capota ridicată, dar nu cred că ar avea vreo problemă. Dar în momentul în care am închis capota portbagaj, se vede cum etanșează mai puțin zona asta de aici. Aici am o gaură. Aș spune că este cam de vreo 15 cm, dar aici este foarte adâncită. Aici este mai puțin, deci este foarte adâncită și cred că știu din ce motiv. Ia să văd și în partea asta altă. Și aici închide foarte bine. Acolo pe bucata aia am făcut o mică greșeală. M-am încurcat partea asta de tub flexibil al instalației electrice și aici se poate vedea că am distanță mare. Aici am vreo 4-5 mm, iar aici am 1 sau 2 mm. Am lipit prea în sus, trebuia să cobor un pic mai în jos cu el, dar cum spuneam, m-a încurcat asta și în momentul în care am atins deja s-a lipit și a fost dubios. O să încerc să repar acolo, deși nu știu dacă o să mai pot dezlipi bucata asta de cheder de aici. Pe bucata asta, în continuare, am să pun doar profil în formă de P. În principiu doar până aici etanșează, de aici în jos nu mai etanșează, intră efectiv cumva sub acest stop, cumva de genul,
Și nu mai etanșează, efectiv nu etanșează pe nimic. Etanșează până undeva aici, în partea asta de sus și cam atât. Nu știu ce să fac. Probabil că o să vin numai până în zona asta de aici. Aici o să fie interesant, pentru că nu știu cum o să pot băga chederul dacă aici încă mai merge. În zona asta de aici nu știu cum o să bag eu chederul între parbriz, între lunetă și tablă. Iar dacă îl pun pe tablă, nu cred că îmi etanșează. Ba, ar etanșa și acolo, dar nu cred că ar etanșa dacă aș pune de aici de undeva. Că mi se pare că este foarte departe de tablă. Da, aici nu atinge. Deci va trebui să le intercalez cumva. O să vin până aici undeva cu profil pe tablă. Iar de aici o să pornesc pe sticlă și de aici o să pornesc chiar undeva pe tablă. Am făcut o mică șmecherie. Am tăiat. Am făcut o gaură efectiv în chederul ăsta ca să-mi intre aici ușor între tablă și lunetă. Am terminat de pus, în principiu cam asta e varianta, până în zona asta, până aici am ales să închid, să etanșeze. Se vede că efectiv etanșează, nici nu calcă foarte bine peste tot. De exemplu, aici am făcut o mică greșeală, nu am lăsat un colț cumva care nu închide, dar nu e atât de important. De altfel, mai este aici o zonă unde chederul nu se lipește, adică el se lipește, stă puțin, după care se dezlipește, pentru că e suprafața destul de mică de lipire și direct se torsionează. Mă așteptam să se închidă mai greu capota, dar nu se deschide mai greu. În schimb, mi se deschide mai ușor. Hai, insistă! Deci chiar se deschide mai ușor. La mine oricum se închidea mai greu puțin din cauza că am pus aceste arcuri și șaibe la amortizoare. Probabil că o să trebuiască să dau tot timpul o idee mai tare cu capota, dar nu m-a deranjat. Nu m-a deranjat până acum, nu o să mă deranjeze nici de acum încolo. Și hai să turnăm niște apă. Deci insist, torn exact pe partea asta de cheder aici. Bun, las un pic să se scurgă apa. Sunt curios câtă apă o să mai fie acolo în interior. Mă îndoiesc că o să prindă camera dacă este ud sau nu. Cel mai important o să fie, în schimb, la iarnă, când o să plouă, o să înghețe, mă aștept să se rupă acest cheder. Nici nu știu, sincer, să fiu la ce să mă aștept, având în vedere că pe Logan am avut exact același model de cheder, încă le am pe mașină, sunt de ani buni, nici nu mai știu să zic, au 5-6 ani, ceva de genul, cel puțin. Mă aștept să... și să nu s-au rupt niciodată, mă aștept să țină la fel de mult. No, să știți că apă este, sunt câțiva stropi, uite pe aici, este ceva apă, deci nu închide, adică era de așteptat să nu închidă. A, uite, vezi aici am făcut o greșeală, chederul acesta intră înspre interior, iar cel ce vine pe lunetă este deasupra lui, normal că toată apa se scurge, trebuia să fie cumva... Chederul ăsta de aici trebuia să fie un pic călare peste ăsta de la lunetă. Din cauza asta am atât de multă apă aici. La fel se întâmplă și aici exact aceeași chestie. Chederul ăsta de aici este sub cel de aici. Evident că o să curgă. Dar în partea de sus, deși văd câțiva stropi de apă, nu este nici pe departe cât apa a fost înainte, ca și cum n-aș fi avut acel cheder. Mă aștept să fie o reușită,
Dar asta doar timpul o va spune.